Proiectul european The Big Green, care aduce împreună oameni din domeniile culturale și creative din toată Europa, începe al doilea an de activitate în Geoparcul UNESCO Țara Hațegului. Proiectul își propune să găsească soluții inovatoare pentru a sprijini dezvoltarea durabilă și a proteja mediul înconjurător, iar una dintre acestea este artivismul, care combină arta cu activismul, transmițând mesaje complicate într-un mod creativ, ușor de înțeles și emoționant. Acest proiect reunește cercetători din universități, experți în diverse domenii ale științei, activiști, creatori, artiști și rețele culturale din toată Europa, având un singur obiectiv: să întărim capacitatea și relevanța artei în schimbarea socială. Așadar, îi încurajăm cu adevărat pe artiștii noștri să creeze narațiuni pozitive, orientate spre viitor, care să extindă imaginația noastră și conceptul despre ceea ce este posibil. Pentru că, dacă vrem să creăm o lume nouă, trebuie să ne imaginăm cum va arăta acea lume. Credem cu tărie că arta ne oferă viziunea, iar artivismul ne ajută să deschidem drumul spre un impact real și pozitiv asupra societății, afirmă Frujina Deji, coordonator al proiectului The Big Green. În cadrul proiectului, studenta Andra Enescu, inspirată de tema aerului, a creat o legătură cu Geoparcul Țara Hațegului utilizând o tehnică specială. Am decis să-l realizez pe o pânză mare pe Hatzegopteryx tambema, un pterozaur care cred că a reprezentat destul de bine tema. Pentru mine, aceasta a fost o îmbinare de trei subiecte foarte importante, și anume geologia, artă și oameni, deoarece în realizarea acestui tablou am folosit o pastă texturată care m-a ajutat la crearea unui efect 3D. Scopul meu a fost să invit oamenii să participe la această poveste pentru a-și folosi și simțul tactil și astfel să fie atrași într-o călătorie în timp. Acest tablou semnifică mai exact conexiunea dintre oameni și geologie, apreciază Andra Enescu. Proiectul, care reunește peste 15 țări din Europa și o rețea vastă de parteneri din sectoarele culturale și creative, se înscrie în linia activităților derulate de Geopark și Universitatea din București în sprijinul obiectivelor de dezvoltare durabilă în contextul aniversării a 20 de ani de la înființarea rețelei globale a geoparcurilor.